O fi bine în rai, dar cele mai interesante persoane nu ajung acolo. Nu ajung în rai. Era de părere Nietzsche. Chiar așa a spus. Chiar așa a spus. În viață nu contează dacă câștigi sau pierzi. Contează dacă pierd sau câștig eu. Churchill știa ceva. O femeie poate să mimeze singură un orgasm, dar numai cu ajutorul unui bărbat poate să mimeze că este îndrăgostită. Dragi, nu vă mai temeți atât de tentațiile sexuale ale soților voștri. Cum îmbătrânesc, cum scapă de ele? Vă asigur. Se spune, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar nu toată lumea are aceleași gusturi. Înțelegeți? Am întâlnit nouă singură dată. Domnișoare, care vreau eu să le fac ce mie, nu mi-ar fi plăcut să-mi facă alții. Un bărbat nu este complet dacă nu este însurat. Abia atunci este terminat. Cine a spus că sexul este un răspuns? Sexul este o întrebare. Da, este răspunsul. Dacă te lași de fumat, de băut și de femei, nu trăiești mai mult. Ți se va pare doar că timpul trece mai încet. Nu te forța să alegi între rai și iad. Prieteni buni găsești în ambele locuri. Garantat. Primul bărbat care s-a însurat poate fi iertat, pentru că nu știa ce l-așteaptă. Ceilalți n-au nicio scuză. Când femeile nu știu că un lucru este imposibil, ele se apucă să-l facă. Sau cer să fie făcut de bărbați. Orice optimistă nu e decât o proastă fericită. Desigur, pesimista este doar proastă. Totul este bun dacă are măsură. Și asta e rău. Nu toate femeile au mijloace să-și întrețină onestitatea. Unii dintre soți sunt încă în viață doar pentru faptul că este ilegal să îi împuști. Bărbații se nasc goi, uzi și flămânzi. Apoi totul se înrăutățește. Fii atent. Trăiește dacă totuși te-ai apucat. Dacă nu cunoști semnele polițistului din intersecție, încearcă măcar să nu treci peste el. Ok? Bun. Iubiți-vă nepoții. Aceștia se răzbună pe copiii tăi. Memorează. Medicii nu pot să-ți prelungească viața, dar pot să-ți prelungească boala. Uneori e o problemă mare să scapi de un bărbat fără să îl rănești. Expresii de genul ieși afară, nu vreau să te mai văd, nu te mai pot suporta, nu fac altceva decât să te oblige să-i dai tot felul de explicații. Scapă de el altfel. Încearcă să spui, te iubesc, vreau să mă mărit cu tine acum, vreau să avem 7 copii, vreau să avem o vilă cu 2 nivele, vrem să am mașina cu tare, casă, curte și piscină. Va pleca singură. Singur. Fără să ceară vreo explicație. Crede-mă. Bărbații acceptă mult mai ușor complimentele și oarecum cumva mai natural. De exemplu, Costică, astăzi arăți foarte bine. Da? Mulțumesc. Invers. Maria. Astăzi arăți foarte bine. Da? Probabil din cauza luminii.
Bărbații sunt mai siguri pe ei pentru că încă din copilărie ei se joacă în tot felul de jocuri și se văd eroi invincibili și oarecum nemuritori. Femeile sunt mai puțin sigure pe ele pentru că toată viața vor să fie ca păpușa Barbie. Andropauza este mult mai distractivă decât menopauza. La momentul menopauzei, femeia începe să se îngrașe, se deprimă, are tot felul de bufeuri și stări de poziții, dispoziții foarte trecătoare și variate. Cu repeziciune trec de la o stare la alta. Oricum e chinuitor. Pe când bărbații, la andropauză, încep să agațe fete tinere și să cheltuie bani. Bărbații uită tot. Femeile își amintesc totul. Când un bărbat este prea gelos, înseamnă că se iubește prea mult pe sine. Sau, cea mai veridică variantă, suferă de complexul inferiorității pentru că mereu se compară cu cei cu care crede el că l-ar înșela iubita.